veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Vrăjitoria și lângă ea vom atașa și alte păcate similare, după cum este scris în Galateni capitolul 5, după ce este încheiată acea listă în care este cuprinsă și vrăjitoria, este scris versetul 21 și alte lucruri asemănătoare cu acestea. La fiecare din faptele firii pământești menționate aici, mai sunt și diferite anexe, după cum la vrăjitorie s-ar putea anexa, potrivit cu un citat care îl avem în Vechiul Testament, în Cartea Deuteronomului, capitolul 18, versetul 10 și 11, meșteșugul de ghicitor, cititor în stele, vestitor al viitorului, vrăjitor, descântător, cei ce cheamă duhurile, cei ce dau cu ghiocul și întreabă pe morți. Sau potrivit cu denumirile actuale, avem astrologie, spiritism, acupunctură, radiestezie, iridologie, magie albă, neagră, yoga și toate din gama aceasta. O să le enumerăm noi pe principal dintre ele la rândul lor. Cuvântul grecesc pentru vrăjitorie este pharmakeia, care înseamnă farmece, spiritism, magie, venerarea demonilor pentru a produce experiențe spirituale. Am putea, într-un sens mai popular, să definim vrăjitoria ca fiind încercarea oamenilor de a ajunge în sferele lui Dumnezeu, de a poseda, de a dispune de mijloace spirituale supranaturale pe alte căi decât cele lăsate de Dumnezeu. Și alte căi sunt cele demonice, pentru că o altă sursă de putere, o altă forță în univers în afară de diavolul, sursă negativă nu există, există doar aceste două forțe. Bineînțeles, ele nu sunt echivalente, după cum presupun religiile păgâne, binele și răul sau alte concepte pământești. Dumnezeu este suveran și stăpân peste toate, dar diavolul dispune și el de anumite forțe pe care le desfășoară între oameni în cursul istoriei. Așa, după cum vedeți, acest păcat al vrăjitoriei, această faptă a firii pământești, apare imediat după păcatele trupului și închinarea la idoli. Și pe parcursul Bibliei și chiar în viața noastră cotidiană putem observa că este strâns legată de aceste două păcate. Putem să citim în această privință și în cartea profetului Isaia, în ce privește legătura vrăjitoriei cu închinarea la idoli, Isaia 2:6, căci ai părăsit pe poporul tău, pe casa lui Iacov. Au rupt legătura cu Dumnezeu și Dumnezeu cu ei, pentru că sunt plini de idolii răsăritului și dedați la vrăjitorie ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Acestea două merg mână în mână, vrăjitoria cu închinare la idol, că de altfel vrăjitoria este și ea însăși o închinare la idol. Mai citim de asemenea și în Cartea a doua a Împăraților, capitolul 17, acolo avem într-un fel spus sentința dată de Dumnezeu, prin care a condamnat seminția de nord la robia asiriană. Au părăsit toate poruncile Domnului, Dumnezeului lor, și au făcut viței turnați, au făcut idol de Astartei și s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerului și au slujit lui Baal. Au trecut prin foc pe fiii și fiicele lor, s-au dedat la ghicire și vrăjitorie și s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-l. Și Israelul aici a procedat la fel ca și seminția lui Iuda. Idolatria, mergând la pas cu vrăjitoria. Și de asemenea am putea să mai notăm din cartea Apocalipsei, capitolul 2, versetul 14, dar iată ce am împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvie. Continuăm prin a prezenta această vrăjitorie, felul în care ea, în diversele ei ipostaze, se prezintă între oameni, atât în vremurile biblice cât și acum, pentru că în general lucrurile se repetă. Demonii care au stăpânit, care au marcat vremea biblică din punct de vedere istoric, sunt și astăzi. Eventual și-au schimbat într-o câtva felul de ar fi, dar în mare sunt aceiași. În primul rând am separat o primă categorie a vrăjitoriei, și anume ghicitoria, atunci când oamenii nu sunt mulțumiți cu ceea ce cunosc pe cale naturală. Atunci când oamenii nu vor să primească din partea lui Dumnezeu descoperiri, ei apelează la diferite mediumuri în afară de ceea ce a lăsat Dumnezeu în mod natural sau în mod divin. În Cartea Deuteronomului, capitolul 29, versetul 29, este scris un cuvânt: lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru,
iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. În Evrei este scris, Dumnezeu a vorbit părinților noștri, spuneau ei pentru ei și valabil și pentru noi, prin profeți, prin lege. Mai târziu a vorbit prin Fiul. Dar atunci când oamenii vor să afle și alte lucruri, ei apelează la mijloace străine. Și citim că încă de la început, în cartea Genezei, capitolul 44:5, de ce a sfurat paharul în care bea Domnul meu și care slujește pentru ghicit? Nu cred că Iosif era un ghicitor, de departe. Dar se pare că era o regulă a vremii care s-a păstrat până în ziua de astăzi. Acel citit în ceai, în zațul de cafea. Și oamenii au procedat în felul acesta. Lângă aceasta am putea să adăugăm acele cărți de ghicitorie, despre care putem citi și în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 19, când unii din cei ce făcuse vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars. Apoi acele nevinovate, zis așa, bilete de papagal, folosite de tineri sau de alții. Urmează ghicirea cu ajutorul pendulului în ce privește afarea sexului pentru femeile care sunt însărcinate, sau cheia de moștenire, de câte ori se învârtește cheia. Adăugăm condamnarea acestor lucruri, textul, versetul din Levitic, capitolul 20, în versetul 6, unde este scris, dacă se duce cineva la cei ce cheamă morții și la ghicitori, îmi voi toarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului meu. Am putea să mai adăugăm tot în această categorie, lărgind-o puțin, cărțile de interpretare a viselor. Să nu uităm, în Biblie este scris, în Geneza, capitolul 40, în versetul 8, Iosif le-a zis, tâlmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Oamenii nu pot să intre în posesia unor astfel de daruri decât pe cale spirituală, dar Dumnezeu nu colaborează cu oameni păcătoși. Știe așa celor din fost ordin, Ioan, capitolul 9, și aici este mirarea, căci Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Și totuși Iisus l-a vindecat. De asemenea, citim în Daniel, capitolul 2, versetul 28, din nou oamenii au fost puși în imposibilitatea de a dezlega visurile, ca o dovadă că doar Dumnezeu a păstrat harul acesta pentru sine, pentru că, potrivit cu ceea ce este scris în cartea Iov, Dumnezeu vorbește oamenilor prin vise. Este adevărat că există și alte surse pentru vise. Solomon ne spune în cartea Eclesiastului că, după cum este și o deșertăciune a vorbilor, este și o deșertăciune a viselor. 2:28 Daniel, dar este în cer un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului ce se va întâmpla în visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. Dumnezeu a dat o dovadă că oamenii, cu toată înțelepciunea lor babiloniană, căci de acolo pornesc majoritatea acestor lucruri, nu au fost în stare să descifreze ce însemna acele visuri. Doar Dumnezeu poate să dea o tâlmăcire adevărată și reală. Ar putea să fie acele descoperiri cu toiagul, folosite mai mult în Orient pentru descoperirea de izvoare, despre care este scris în Osia, capitolul 4, versetul 12, poporul meu își întreabă lemnul și toiagul lui prorocește. Și, de asemenea, tot ceea ce este scris în Biblie, dar se întâmplă și în ziua de astăzi, cercetarea măruntaielor pentru aflarea unor taine sau ghicirea unor lucruri. Citim în Ezechiel 21, faptul că în vremea aceea Nebucadnețar și din Babilon procedau la asemenea ghicitorii. Ezechiel 21, versetul 21-23, căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii. El scutură săgețile, întreabă terafimii și cercetează ficatul. Sortul care este în mâna lui, dreaptă, înseamnă Ierusalimul. Și 23, copiii lui Israel nu văd în aceasta decât niște vrăjitorii de șarte, ei care au făcut jurăminte mincinoase, dar împăratul Babilonului își aduce aminte în îngerea lor, așa că vor fi prinși. Copiii lui Israel nu văd în aceasta decât niște vrăjitorii de șarte. Dar uitați, ele s-au adeverit pentru că poporul Israel părăsise pe Dumnezeu. Și aceasta este, se pare că, o regulă. Atunci când oamenii părăsesc pe Dumnezeu, ei, din start, din oficiu, se dau pe mâna diavolului, se pun la dispoziția lui. Și astfel diavolul are acces la viața lor, are acces la mintea lor, la căile lor și poate chiar nu doar să influențeze și să execute anumite lucrări în rău, de cele mai multe ori asupra lor, pentru că ei au părăsit pe Dumnezeu și astfel sunt la îndemâna diavolului. Amintiți-vă ce spune Pavel în Corint, atunci când unul a păcătuit foarte grav, este vorba de acel adulter, a fost dat pe mâna satanei. Într-un fel spus, satana avea acces, putere și autoritate asupra lui. Acestea doar le-am menționat despre ghicire, dar așa cum spuneam la început, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Orice formă de aflare a viitorului, a unor lucruri, sunt vrăjitori moderni, ca și acel englez care este în stare să ghicească locul unde ți-ai pierdut cheile sau unde ți-ai pierdut anumite obiecte, toate acestea se practică din ce în ce mai mult și în zilele noastre. Atunci când vreunul apelează la ele, este un păcat categoric înaintea lui Dumnezeu.
Este ca și cum Dumnezeul nostru ar fi incapabil, ar fi insuficient să rezolve o asemenea problemă, ca și cum nu am avea Dumnezeu și atunci am fi nevoit să apelăm la alte mijloace. Sau ca și cum Dumnezeu nu ne-ar pune suficiente date la dispoziție și noi suntem frustrați de anumite date, de anumite informații și noi trebuie să apelăm la diavolul să ni le dea. Nu uitați, diavolul este mincinos din start. Chiar dacă diavolul are o minciună învăluită în adevăr și simulează la început anumite lucruri bune și este în stare chiar să ghicească, în final el ne va duce în rătăcire. Și un om, când vrea să inducă în eroare pe cineva, nu din start îl va pune în fața unor lucruri negative, ci îl va înșela încetul cu încetul, în funcție de posibilitatea care o va avea la îndemână. O altă categorie de vrăjitorii, am numit-o a fi științele oculte, acestea își au originea, ca și celelalte, în Babilon. Științele oculte ar putea fi numite o înțelepciune ascunsă de cunoașterea umană. Și aici o să amintim astrologia, spiritismul, magia și alte lucruri asemănătoare. Mai întâi, astrologia, sau așa cum este numit în Biblie, cititul în stele. În vremea noastră sunt atâtea și atâtea horoscoape și calendare astrale. Fiecare nație aproape are horoscoapele ei, măcar că ele se contrazic între ele, oamenii atât sunt de naivi, de citesc într-unul și citesc într-altul și le văd că nu sunt valabile și totuși sunt duși în eroare din ce în ce mai mult de ele. Este scris în cartea profetului Isaia, capitolul 47, exact în privința astrologiei, 47 de la 12 la 15, vină dar cu descântecele tale și cu mulțimea vrăjitorilor tale, cărora ți-ai închiunat munca din tinerețe. Poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei zbuti. Te-ai obosit tot întrebând, să se scoale dar să te scape cei ce împar cerul, deci cei care se ocupă cu domeniul acesta, care pândesc stelele, care vestesc după lunile noi, ce are să ți se întâmple? Să vestească viitorul îi provoacă Dumnezeu. Iată, au ajuns ca miriștea pe care o arde focul și nu-și vor scăpa viața din flăcăre, căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzește cineva, nici un foc la care stă. Așa va fi soarta acelora de care te oboseai să-i întrebi și cei cu care ai făcut negoți din tinerețea ta se vor risipi fiecare într-o parte și nu va fi nimeni să-ți vină în ajutor. Oamenii au ajuns să-și pună încrederea în aceste lucruri, în aceste previziuni, în aceste preziceri, dar uitați că ele se dovedesc a fi false. Chiar din punct de vedere științific este infirmată astrologia. Atunci când a fost înființată, ei cunoșteau doar 5 planete. Între timp numărul lor, așa cum știți, a crescut, dar ei nu și-au modificat datele pentru că sunt axate pe cunoașterea veche. Apoi, ei spun că sunt 12 constelații, dar de fapt sunt 14. Și calculele lor toate sunt absolut greșite, numai că oamenii totuși îi cred. De asemenea, gemenii, deci doi copii născuți în aceea zi, ar trebui să aibă aceea soartă potrivit astrologiei. Dar uitați, sorți diferite pentru gemeni infirmă astrologia. Mai putem citi de asemenea în Iov, capitolul 38, unde Dumnezeu afirmă în această privință, Iov 38, versetul 33, cunoști tu legile cerului? Sau tu o rânduiești stăpânirea pe pământ? Este unul din domeniile care Dumnezeu l-a păstrat sub stăpânirea sa. Și oamenii, chiar dacă într-un anumit fel au acces în această privință prin Satan, care este un domn al puterii văzduhului, într-un anumit fel căzut din cer, totuși, datele deținute de ei, pe care ne le pot furniza nouă, sunt în cea mai mare proporție false. Și nu pot fi dovedite nici din punct de vedere biblic, nici științific. Biblia și știința infirmă aceste lucruri. O altă știință ocultă este spiritismul. Ceea ce avem în Biblie a fi cei ce întreabă duhurile celor morți. Aceasta se realizează în mediumuri speciale, în localuri ale astfel de vrăjitori, prin atingerea de mese sau alte obiecte, timp în care ei contactează aceste duhuri, după ce anumite perioadă a scăzut în intensitate acest fenomen, începând cu secolul trecut prin surorile Fox și apoi s-a dezvoltat în vremea noastră, ajungând la zeci de mii de cazuri, zeci de mii de mediumuri spiritiste care se ocupă cu chemarea duhurilor celor morți. Oamenii fiind curioși neapărat ce se întâmplă pe lumea cealaltă, dar cu toate aceste informații, nimeni n-a ajuns pe aceste mijloace să afle vreun adevăr. Pentru că diavolul nu se demască pe sine, diavolul induce în eroare. Sunt multe texte în Biblie care condamnă lucrurile acestea, amintim doar unul dintre ele, Levitic, capitolul 19, cu 31 și 20, cu 6. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților. Biblia interzice categoric
sunt lucruri care ne sunt interzise cu desăvârșire și dacă călcăm aceste lucruri, vă reamintești de Deuteronom 12 cu 30, vezi, să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele neamurilor din Canaan, după ce vor fi nimicite. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeilor și să zici cum slujeau neamurile acestora dumnezeilor lor. Și eu vreau să fac la fel. Deci este interzisă inclusiv cercetarea, studierea îndeaproape acestor lucruri. În momentul în care calci pragul unor asemenea localuri, în momentul în care te îndelnicești să citești asemenea lucruri, deja ai deschis ușa pentru diavolul. Și diavolul are deja anumite drepturi asupra ta. Când a intrat un om în biserică, noi ne rugăm pentru el și într-un fel Dumnezeu îl cercetează. La fel, când un om intră într-un asemenea loc, diavolul îl cercetează, a intrat pe terenul lui. Vă amintiți cum spuneau filistenii despre Samson? Și Samson a venit aici, a avut un drept asupra lui, prin prezența lui într-un loc nepermis. Și Psalmul 1 ne spune, ferice de omul care nu se duce, care nu se așează, care nu se implică și nu se compromite în asemenea lucrări. O a treia știință ocultă, anumită a fi magia, aceasta sub denumirea de magie albă funcționează, sau magie neagră, magia albă fiind ceea ce ar părea fi îndreptat spre bine, fie prin anumite tămăduiri, fie prin premoniție, adică consultarea unor văzători în somn, fie prin purtarea unor amulete, altor obiecte, sau prin prezența unor statuete în casă care ar păzi oamenii de anumite rele. Nu mai știți dumneavoastră că Satana, spunea Domnul Iisus, nu poate scoate afară pe Satana. Sau magia neagră, cea îndreptată să facă rău, de scântece, blesteme sau alte ritualuri. Poate mai mult apelează oamenii la magie neagră când este vorba să lucreze diavolul asupra altora și la magia albă să lucreze diavolul asupra lor, potrivit cu legea iubirii de sine. Nouă să ne se facă bine și altora rău. Un om a apelat la acest sistem al magiei, avea un copil bolnav, și copilul s-a tămăduit. Numai că după o săptămână, tata a omorât copilul. Că diavolul într-o primă fază îți poate face un bine, dar apoi îți face un rău cu atât mai mare. Există în vremea noastră asociații internaționale secrete care practică aceste științe oculte, poate ați auzit de francmason, francmasonerie. Ele cuprind oameni din cei mai cuvază din vremea noastră, oameni de mare succes. A apărut și în limba română o carte care dă câteva titluri și din România, nu cred că ne ajută prea mult să cunoaștem numele acestea, și oameni din diferite țări comunică între ei și practică aceste ritualuri oculte și au chiar anumite legături cu satanismul. De altfel, dacă tot ar fi să dăm un nume, Hitler, Karl Marx, au fost oameni care s-au închinat pe față, în ultima fază Satanei, dar au început cu aceste ritualuri oculte. Aceste asociații internaționale mie îmi par a se potrivi cu ceea ce în vechime era fie în Egipt. Citim în cartea Exodului, capitolul 7, despre acei vrăjitori a Egiptului. Se pare că erau organizați, dacă ar fi să spunem cu ceva echivalent din vremea noastră, ca și o fundație, ca și o asociație, ca o instituție, Exod 7, 11, dar faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori. Și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. În Egipt nu erau dispersați așa și fugăriți ca în Israel pe vremea lui Saul și altor împărați buni. În Egipt ei aveau instituția lor. Erau profesioniști în această privință. De asemenea citim despre cei din Filistia. În prima carte a lui Samuel, capitolul 6, versetul 2. Și filistenii au chemat pe preoți și pe ghicitori și au zis: ce să facem cu chivotul Domnului? Și acești ghicitori, uitați că în această situație au știut ce au de făcut până la un moment dat. Că diavolul știe și el să-și apere pielea într-o anumite condiții. Și de asemenea avem acei vrăjitori organizați în breasla lor în timpul lui Daniel din Babilon. Citim în cartea profetului Daniel din capitolul 2, versetul 2. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei. Vedeți câte categorii existau în această clasă specială. Existau poate un număr, știu eu, probabil cum erau prorocii lui Ahab, un număr de sute. După cum și în vremea noastră, în unele țări sunt mai mulți vrăjitori, dacă ar fi să cuprindem toate categoriile astea decât preoți. Dar cuprinzând toate cultele, toate denominațiunile, sunt mai mulți din ăștia. Se pare că are mai mulți slujitori diavolului decât Dumnezeu. Plus că și din ăștia care poartă titlul creștine mai scâțiva de-a diavolului. Dar din el azi Dumnezeu nu are niciunul, sigur. Am mai putea să enumerăm tot în această categorie a vrăjitoriei și muzica rock, care este o onorare a diavolului pe versuri, iar în cuvintele descrise, dacă mulți tineri ar ști exact ce înseamnă acele cuvinte, poate că nu ar mai asculta.
sunt efectiv venerări ale diavolului. Ei imploră prezența lui Satan, se pun la îndemâna lui și totodată îl înjosesc în cele mai groaznice moduri pe Domnul Hristos, pe Dumnezeu și biserica. De asemenea, amintim superstițiile și astea fac parte tot din această categorie. Poate la oraș sunt mai puține superstiții, dar la țară, știți dumneavoastră, când iese mortul, trebuie să răstoarne scaunele, apoi trebuie să facă cutare, să facă cutare când e copilul mic, să nu treacă, să nu... Fel și fel de ba la nuntă, ba să nu iasă în cale, cu gol, cu plin, cu știu eu, în funcție diferite zone ale țării. Vă amintim în această privință ceea ce spunea Pavel lui Timotei în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Și un lucru care țin în mod deosebit de tradiția, de la sat în mod special, dar diavolul a perpetuat-o și la orașe uneori. De aceea este indicat ceea ce spunea Dumnezeu în Vechiul Testament. Să nu vă temeți de lucrurile acestea. Diavolul vine în forță. Niciodată Dumnezeu, în general, nu ne forțează. El ne va forța în final. Dar diavolul vine și te sperie. Că dacă nu te implici, te va lovi. Nu este adevărat. Biblia a spus de în repetate rânduri și Domnul a spus, vă arăt eu de cine să vă temeți, de Dumnezeu și în rest, de obiceiurile neamurilor, de acești vrăjitori, să nu vă temeți. Numai că dacă nu ești cum trebuie, amintiți-vă acei exorciști din Faptele Apostolului, copilul Sceva, capitolul 19, s-au dus să scoată demoni, dar ce le-a spus? Pe Iisus o știm, pe Pavel de asemenea, dar voi? Deci dacă ești la nivelul lor, îți permit să se dea la tine. Și spune 1 Ioan capitolul 5, ceea ce este în noi este mai tare decât ceea ce este în lume. Iar Domnul Iisus spunea, când vine ceva asupra casei, numai dacă leagă pe cel mai tare poate să facă ceva, dar dacă cel mai tare nu e legat, atunci nu poate să facă nimic, sunt neputincioși, efectiv neputincioși. Niciodată nu găsim scris în Biblie că diavolul a putut să facă ceva la oamenii lui Dumnezeu. El urlă, el face gălăgie, încearcă să intimideze, dar nu poate să facă nimic decât atunci cât permite Dumnezeu. Amintiți-vă de cazul lui Iov. Se pare că, în general, în medie, în ce privește ghiciutoria, în ce privește împlinirile horoscopelor sau altor lucruri, diavolul ghicește și împlinește cam între 10 și 30% după statisticile oamenilor. Cam atât nimerește el. Între 10 și 30%. Cât pentru restul, găsim scris în cartea profetului Isaia, capitolul 44, versetul 25. Eu, adică Domnul, zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori. Fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Acest procent de între 10 și 30% se poate vedea și la plăjile din Egipt. Ei până aici s-au putut duce și de aici încolo a trebuit să se oprească. Dacă deschidem în cartea Exodului, când au început plăgile, cele 7 urgii, apa în sânge prima au făcut-o și egiptenii, broștele a doua au făcut-o și ei și când a fost să facă pe a treia să ajungă la 30%, citim în 8 cu 18, vrăjitorii au căutat să facă și ei păduc prin vrăjitorii lor, dar n-au putut. Citim în 8 cu 17, Aron și-a întins mâna cu toiagul și-a lovit țărâna și din pământ au făcut păduchi. Numai că asta diavolul nu poate să dea viață. Și aici s-a oprit. Deci, și aceasta ne dovedește cam procentajul cât poate să ghicească diavolul. În rest, Dumnezeu îl zădărnicește și îi face mincinoși pe ghicitori. Nu uitați că, eu nu știu, dacă o anumită firmă de servicii, un mecanic sau un... știu orice alt meseriaș ar reuși numai între 10 și 30% să realizeze. În rest, totul s-ar dărâma, totul s-ar sfârma. Eu zic că și-ar pierde clienții. Da, vedeți oamenii că sunt de prostuți, că diavolul cu 10 și 30% îi duce pe oameni de 6.000 de ani, îi duce așa cu preșul, că rest toate sunt minciuni. Bineînțeles, el umflă aceste date, are statisticile lui, cam umflate. De asemenea, hai să mai citim tot în ce privește zădărnicirea și stoparea acestor puteri demonice în cartea profetului Daniel, capitolul 2, versetul 27. Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratul. Deci sunt lucruri care diavolul nu e în stare să-l ghicească. Cu toată tehnica lui avansată, alea nu poate. Și unele chiar dacă ghicește și așa s-ar întâmpla, Dumnezeu le zădărnicește și le schimbă. Sau citim în capitolul 5, când l-a scris acea mână pe perete, citim versetul 8, toți înțelepții Babilonului au intrat, dar n-au putut nici să citească, nici să tâlcuiască. Uneori diavolul este neputincios, numai Dumnezeu le poate pe toate, numele lui să fie slăvit. Amin. Acum să dăm totuși o explicație cum se face că se împlinesc aceste 10-30% procente. Parte din ele, noi le auto-împlinim. Diavolul ne dă sugestia și noi prin autosugestie
ba că ne frică de El, ba că ne place, ba că suntem puțin naivi. Și noi împlinim, nu că s-ar fi împlinit așa. Imaginați-mă Saul. Nu știu exact dacă îl ajungeau filistenii și îl omorau în ziua aia. Dar cine l-a pus să arunce în suliță? El s-a împlinit singur. Nu știm că l-a omorât filistenii fără să vrea. El singur a spus măcar că era plin de viață. Da, s-a omorât el singur. Foarte mulți oameni le privestesc cineva că la vârsta de 40 de ani vor păți cu tare. Și atunci ei sunt în stare să se canonească, ba chiar să se arunce în apă atunci, ba să nu mai mânci, că așa le-a spus diavolul. Dar de ce îl credeți pe diavolul? Păi diavolul, de la 40 de ani o să începe a doua tinerețe, dacă tu așa ai zis. El doar ghicește și noi putem să-l contrazicem și nu să conducem noi la împlinirea ce spune diavolul. Este ca și cum ți-ar fi ciudă pe cineva, cum ai urât pe cineva să-i spui, așa ți se va întâmpla. Și spune, va dovedesc că nu se întâmplă așa. Și o să fiu atent și nu o să se întâmple ce spune diavolul. A doua problemă pentru care se împlinește uneori este că Satan are și el puterea lui peste cei care sunt ai lui. Și cu aceea el împlinește. Dacă te lași cârmâi de diavolul, nu evenimentele în sine ar fi mers într-acolo, dar diavolul le conduce. Și întrucât te conduce și pe tine, și normal că o să se împlinească. Și a treia explicație, uneori este o pură întâmplare, o pură coincidență. Și aceste lucruri se rotesc din obișnuință. Și diavolul ghicește că știe că asta e mersul normal. E o simplă coincidență. Când este vorba de lucruri bizare, de exemplu din horoscop. Că, de exemplu, îi spune cineva, o să ai lipsă de bani. Păi și normal că toți au lipsă de bani astăzi. Sau când îi prorocești cineva că ai o problemă. Dar cine nu are probleme? Unele sunt pure coincidențe. Deci acestea sunt motivele pentru care diavolul în parte o nimerește și o reușește. Dar, repet, între 70 și 90% nu nimerește. Îți doar false vindecări și viziuni imaginare și înșelătorii, scamătorii. O a treia categorie de vrăjitorii, științe medicale paralele. Le spune așa, după cum le este și numele, științe medicale paralele, pentru că efectiv sunt paralele față de știință și medicină. Și paralele și față de Biblie. O să enumerăm câteva dintre ele. Yoga, prima dintre ele. Sau meditație transcendentală, cum o să întâlniți. La început pare un joc nevinovat. Pare o gimnastică pentru trup și o relaxare pentru duh. Dar ea, prin ațintirea minții asupra unui punct fix, te scoate din sferele normale, obișnuite, din sferele tale de gândire și te duce în alte sfere necunoscute, depersonificând ființa ta. Te face să nu mai simți că tu ești, să gândești cu totul în afara ființei tale. Există patru tipuri de yoga, noi ne ocupăm special de aceasta. Yoga Karma, Bach, Joana și Roja. În timp ce omul gândește profund într-un anumit punct, el este pus de un guru. Guru sunt acei învățători de yoga, de religii orientale. Să repeți un cuvânt numit mantra, un cuvânt pe care ți-l dă acel învățător și îl repeți până te pierzi și să ieși în afara ființei tale. O să vedeți toate acestea, așa pe ansamblu, sunt o imitare potrivit cu ceea ce vrea să facă Dumnezeu, să ne scoată din condiția noastră umană și să ne ducă în ceruri niște făpturi noi. Exact ceva în paralel vrea să facă diavolul, numai cu mijloacele lui. Așa cum s-ar simți un om prin duhul, când ar fi dus, răpit, cam așa ceva ar vrea diavolul să facă cu yoginii lui. Să-i ducă undeva pe niște culoare încălcite la gândul că îi duce în cer. Bineînțeles că nu o să-i ducă acolo, sau chiar dacă o să-i surprinde Dumnezeu în drum, o să dea cu ei în iad, pentru că acela este locul. O altă știință medicală paralelă este dinamica de grup. Este tot un fel de yoga de grup. Această dinamică de grup presupune grupuri de știu eu câte persoane care discută până în cele mai mari intimități unele cu altele, se complac la fel și fel de acțiuni stil familie și ajung să se contopească, schimbând pe eu, eu-ul personal, cu noi. Nu mai gândesc eu, gândim în comun. 10 oameni gândim în comun, trăim în comun și readuce omul acea formă primitivă de gintă, într-un fel. Acum nu mai există familie și toți sunt una. Ajung chiar și la relații murdare, unii cu alții, tot este acolo un vacar. Și, de fapt, de acele grupuri care se pretinde a fi o frățietate așa egală, că și aceasta e tot o imitare a diavolului, a ceea ce vrea să facă Dumnezeu în biserică. Sunt unii șefi care dispun de ele, care sunt cârmuite și care beneficiază de pe urma acestor lucruri. Diavolul niciodată nu face nimic de pomană, numai Dumnezeu dă de gratis. Diavolul nu-i schizni chiar care haruri. El lucrează numai pe plată și de regulă înșeală. O altă știință medicală paralelă este hipnotismul, care de la o simplă terapie te duce spre o deschidere în fața unor duhuri care la început te prelucrează așa pentru niște scheme bizare, simple,
dar te duc apoi spre o deschidere cât mai profundă spre acele duhuri, până încât diavolului respectiv poți face cu tine ce vrei de fapt. La fel este și psihoanaliza, un fel de golire a minții. Unul povestește tot ce știe, tot ce îi vine la minte și celălalt îl ascultă într-una, până când primul s-o goli de tot, s-o goli mintea. Bineînțeles că diavolul nu vrea să s-o golești ca apoi să o încarci cu ceva bun. Din potrivă, vrea să s-o golească până când te va pierde. Și îți vei pierde personalitatea ta și tot ceea ce a mai rămas bun în ființa umană în urma decăderii. Următoarea este iridiologia, diagnosticarea prin ochi. Acești oameni spun că în iris există ca un centru, ca un tablou de comandă a tuturor organelor și dacă ți-o uiți în ochi, se vede fiecare organism, deci care este bolnav. Sunt într-adevăr câteva boli care se pot diagnostica prin ochi, ar fi hepatită, diabetul, dar un număr foarte restrâns de boli se diagnostichează prin ochi. Ori aceștia au lățit gama. A spus, orice boală ți-o dictez prin ochi. Dar medicina dovedește contrariu, că nu se poate doar prin ochi. Numai că ei nimeresc 10 până la 30% din cazuri. Numai că, știți dumneavoastră, spune Dumnezeu, dă-mi ochiul tăi și inima. Atunci când diavolul te privește profund în ochi, diavolul nu vrea doar ca să îți ghicească bolile, vrea să te cucerească. Și îți privește până când ți-a intrat înăuntru. Pentru că toate acestea au doar o formă aparentă de tămăduire care vor sănătatea omului. Dar în schimb doar te prind și apoi te țin strâns și avansezi în domeniu, crești. Și yoga are diferite faze, mai întâi pare o gimnastică. Până la urmă are anumite etape când omul cade în transă. Și apoi alte faze ulterioare când se poate ridica deasupra pământului, când se poate transmuta dintr-un loc într-altul, când poate în mintea lui și apoi cu gura să pronunțe anumite lucruri și chiar să prezică. Și totul a început treptat de la o însănătoșire, de la o gimnastică, avansând spre acele cercuri demonice. De asemenea, amintim radiestezia, este o metodă prin pendulare sau printr-o baghetă magică, cu ajutorul cărora se descoperă izvoare, se determine ce alimente trebuie alese pentru o anumită dietă, pentru o anumită cură, sau se descoperă anumite obiecte pierdute. Următoarea este homeopatia. Aceasta e foarte curioasă. Un anumit medic austriac, prieten cu Mozart, a inventat-o. Ajunsese sărac și să dea peste cap pe medici și să-i revine lui câștigul, a inventat o idee potrivit căreia, dacă un anumit medicament, o anumită substanță o diluezi, fie 1 la 9, deci dintr-un gram să faci 10 grame, sau din 1 la 100, dintr-un gram să faci 100, și de fiecare diluare să o agiți. Că acea forță de agitare prin dinamizare vindecă mai puternic ca și cum ar fi medicamentul concentrat. De fapt, este o combinație de medicină cu religie hindusă. Acea forță de dinamizare prin agitare. Bineînțeles că atunci când o agită, nu recită psalme, ci formulează și pronunță anumite formule magice, prin care se spun ei, de fapt nu eu ca medic și dumneata ca pacient știi cum trebuie tratat o boală, ci medicamentul în sine știe, tabletele, prafurile, ele știu cum trebuie să rezolve problema. Și astfel omul se deschide pentru acele formule magice, deschizându-se de fapt pentru Satan. O altă asemănătoare este acupunctura, care provine din latinesc cu acus, ac și punctură, înțepătură, dar de fapt ea este mai veche decât latinii noștri, fiind folosită de medici chinezi chiar cu 3.000 de ani înainte de Hristos. Pornește de la un anumit principiu, deci ea provine din religia astrologiei chineze și religia taoistă, și are la bază un anumit principiu Tao, potrivit căruia există două elemente, binele și rău, pozitivul și negativul. Aceste două principii conduc universul. Și atunci când în om e păstrat un echilibru, ești sănătos. Când echilibru se denaturează, omul devine bolnav. Au două afirmații la bază. Există anumite energii, chi, și anumite meridiane, anumite linii, anumite căi sub piele, care comunică și sunt identice cu cele din constelații. Și atunci când ceva se dereglează și acest echilibru între plus și minus se pierde, omul este bolnav. Și ei, prin felul lor de a trata, spun că ritmul acesta care se repetă în 24 de ore și are la bază 14 meridiane, din care 12 sunt simetrice, dacă se dereglează și te înțeapă cu acii lor de argint sau aur în anumite puncte specifice ale corpului, din nou se construiesc aceste legături. Sau altfel spus, ei spun că în trupul tău s-a pierdut alinierea din univers, dintre stele. Și când te înțeapă, este ca și cum ar face sudura într-un mic sistem electronic și reface legăturile. Ce nebunie!
Dar nu numai atât că nebunie, dar ce origine, de unde a pornit și cum a reușit să se dezvolte în timp și să ajungă la noi acum în această formă. Oameni care se pretindă a avea școală uneori, mă cred că nu este veridică din punct de vedere științific. O altă latură asemănătoare este auriculoterapia. Deci nu folosește întreg corpul, folosește numai urechea. Și spune că fiecare, este ceva identic ca și cu iridiologia. Unde spune că ochiul are fiecare legătură la orice organism, dar nu te poate înțepa în ochi. Spune că urechea are legătură cu orice organ din organism. Și te înțeapă în mijlocul din ureche, la gândul că te vindeci. Ei practică, într-o primă fază, anestezia. Și aici explicațiile cum că totuși unii se vindecă. Se spune că prin acea anestezie se modifică anumite chestiuni la nivel de coloană vertebrală, la nivel de nervi, numai că ele au un efect doar de modificare, așa ca și cum modesebit pentru reumatism sau alte boli cronice se practică acupunctura. Uneori reumatismul schimbă locul sau se schimbă de colo-colo sau mai dispare, reapare, dar prin acestea, repet, oamenii se deschid față de aceste religii orientale care presupun o altă existență și înțelegerea lucrurilor care nu poate fi verificată, repet, nici cu Biblia, este incorrectă și de asemenea cu știință. Și ultima categorie, sofrologia, aceasta este parcă culmea. Aceasta vrea să imite nașterea din nou și convertirea, spunându-i omului căci practicându-le toate acestea, va ajunge să cucerească noi cunoștințe și să-și dezvolte personalitatea. De fapt, sunt noțiuni specifice religiilor păgâne sau sunt exact acele două minciuni spuse de Satan în Eden. Nu veți muri, fără nicio problemă, vă reîncarnați, asta spune religia păgână, și doi, veți fi ca Dumnezeu. Totul se găsește în tine, tu ești Dumnezeu. Numai divinizează-te pe tine și tu singur trebuie să te descoperi. Pentru că asta spune, de exemplu, religia budistă sau celelalte, Krishna și celelalte, că noi în sfârșit vom deveni prin reîncarnări, le vom diviniza. Este aceeași idee satanică îmbrăcată în alte haine. Ne oprim aici reamintind să stăm departe, că Dumnezeu condamnă totalmente, iar dacă cineva este implicat, să o rupă de asemenea totalmente și pentru totdeauna. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.